zi, mama mea a pregătit mâncare la noi acasă, am lucrat la biserică aproape toată ziua, cu toată familia mea, cu soția, cu copiii mei, că mai face, că ne place, că biserica, dacă vede că facem noi, s-ar și la muncă. Dacă vede că noi nu facem, nu. Nu interesează. Și apoi Biblia zice, dați-vă pe voi și voi exemplu. Și trebuie să le dăm exemplu. Am muncit toată ziua acolo în biserică și mama a pregătit la mine acasă o mâncare. Ciuperci și cu carne de pui. Cam așa ceva mi-aduc aminte. Și spaghete, bravo. Mulțumesc, ajutor potrivit. Spaghete cu carne și cu ciuperci. Mergem acasă, nu mai puteam spre seară, foame, cum vii de la muncă. Pune mama mâncare bună, bună. Mâncare, pregătește mama mâncare. Și-a mâncat, și cu atâta poftă a mâncat, toată casa, am dormit în noaptea aia, noaptea, miezul nopții, Olimpia îi este rău. Apoi se scoală un alt copil din casă, din somn, este rău. Apoi, pe rând, toată casa mea, iertați-mi expresia, vărsau, au căzut din picioare, am intrat în groază. Nu mai știam ce să fac, să sun salvarea, deja gata, erau morți. Toți, nevasta, copiii mei, toți morți, toți întinși pe jos. Nu știu cum am rezistat el, nu știu cum. Simțeam niște amețeli, am deschis fereastra, am luat aer, căutam să pun apă, căutam să pun spirit, singur în casă. Nu știam ce să mai fac, nu știam, să chem salvare, pe cine să chem? Să-l scol pe tatăl meu, pe mama mea, tatăl e bolnav, dacă îl deranjez, are probleme. Cum să fac? Pe cine să chem la miezul nopții? În momentele alea care sunt vârtejul ăla, furtuna aia, nu mai ești așa cu lucid să știi ce să faci. Intri în panică, bate inima, te pierzi în încercare, nu știi ce să faci. Imediat, secundă, mintea imediat lucrează când ești în legătură cu Domnul și ești cu Domnul Iisus Hristos, să-L chem pe Domnul. Asta este cea mai valabilă lucrare pentru mine. Pun genunchi jos și strig. Coboară-te acum în casa mea! Că acum am nevoie de tine. Și în clipele acelea am simțit fiorul Duhului Sfânt cum s-a coborât. Mărit să fie numele Domnului. Și-am poruncit și-am strigat în numele Domnului Iisus toată starea aceasta să plece din casa mea și să vină viața și să dai viață familiei mele. Și m-am rugat și zbieram și strigam și m-am pus cu fața la pământ și plângeam, Doamne, salvează nevasta și copiii mei. Și Domnul a venit în noapte ce în casa mea și mi-a ridicat familia, toată casa mea a înviat. Da, să nu pierd prea mult în detalii. Dimineața m-am trezit, dar nu mai eram eu. Mama, s-a terminat. Ăsta sunt eu. Ăsta sunt eu, Vitean. Atâta putere am. Asta mi-e familia, ăștia suntem noi. Ai vrut într-o oră să ne termin? Ore mult. Cât dura că să termin? Să ne ștergi pomenirea de pe fața Pământului. În minute, zeci de minute și se ștergea pomenirea mea. De vestea copiilor mei. Eram duși de pe fața Pământului. Dar a venit Domnul Iisus și a prelungit firul vieții. Și a zis, cât voi trăi de aici înainte, te voi sluji pe tine, Doamne. Și voi face voia și lucrarea ta. Numele Domnului să fie binecuvântat. Și asta îmi doresc, să fac lucrarea Domnului Iisus. Când ajungi acolo, știi, când ești în pielea ta, când ești în puterea ta, cum o să-i sărmânt? Dacă o acompanie El pe smanța, mă înțelegeți toți? Da. Nu mă înțelegeți toți? Bun. Atunci traduc. Atunci traduc. Cine-i ca mine? Când ești în mustul tău. Cine-i ca mine? Cine se compară cu mine? Am putere, am relații, sunt sănătos, am familie, am neam mare. Am tot ce-mi trebuie. Cine-i ca mine? Și eu sunt unul din aceștia, am neam mare. Mulți, o mulțime, din asta sunt. Dar Domnul m-a adus aici, în punctul ăsta. Și când mi-a făcut doar vânt, așa să mă duc în groapă, cu toată casa.
casă, să ne pierdem. Și a pus mâna și a zis, vină înapoi. Dar ea să ne slujește, mă.